46 de drumuri din Dolj vor fi reabilitate anul acesta, a promit autoritățile județene care au alocat deja bani pentru o parte dintre acestea. Este anul infrastructurii. Suntem în continuare cu drumul din Cârcea pe care îl realizăm. Suntem în continuare cu drumul care pornește la Varea Stanciului până la Padea suntem gata de a termina un alt proiect pe colaborare transfrontalieră cu bulgarii și în felul acesta să intre și partea de la Padea până la Segarcea. Suntem pe PNDL cu drumul de la Dăbuleni la Amărăș până la limita județului Olt, suntem în lucru cu el. Suntem de asemenea tot pe PNDL la Bulzești pe o porțiune până la limita județului Mehedinți. Suntem pe o porțiune care a rămas în zona Gogoșu și într-o zonă în care vrem să legăm cele două cule. Unul dintre drumurile care sunt în atenția Consiliului Județean este și Craiova Cetate. Cu toate că proiectul a întâmpinat întârzieri din cauza unor probleme cu licitațiile, șoseaua cu lungime de peste 60 de kilometri va putea fi gata în 2021, spun autoritățile dar n-am apucat bine să ne ducem cu el la licitație, că am avut o problemă cu un grup de firme din, din Turcia și din România, care au depus cereri și din Turcia, le-au depus și din România. Conform legii, a trebuit să-i eliminăm. În acest moment există 50 de milioane de euro să se încadreze în ei, că banii ăștia sunt făcuți să facă drumul ăsta să fie cel mai luminos drum, dacă este posibil. Așa că, sigur că nu o să se termine drumul al acesta, dar cu siguranță el începe, el merge pe calea lui și la începutul anului viitor, acest drum este gata de, de circulat pe el. Numai pentru drumul Craiova-Cetate vor fi investite aproximativ 50 de milioane de euro.